Bine v-am găsit. De la entuziasm la o problemă sistemică, până la urmă vorbim despre această campanie de vaccinare cu care ne lăudăm. Dacă este să facem comparație cu alte state, am putea spune că stăm bine. Însă, dacă vorbim despre procent de populație vaccinată, atunci nu stăm deloc bine și nici nu avem persoanele care să convingă lumea să se vaccineze. Acesta este subiectul principal, pentru că vom aborda și alte subiecte. Vorbim practic despre o campanie care ar vrea să se miște bine. Oamenii politici și în special guvernanții spun că trebuie să ajungem la 5 milioane până la 1 iunie și apoi câte 1 milion pe lună. Vom face și calcule. Medicul Valeriu Gheorghiță a declarat că în ultima perioadă numărul persoanelor interesate de imunizare a scăzut drastic, astfel în ziua de duminică s-au înregistrat puțin peste 50.000 de persoane vaccinate, nu 100.000, așa cum se vorbea de media, așa cum a spus-o și președintele Klaus Iohannis. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat că este nevoie urgentă de adoptarea unor măsuri care să asigure evoluția favorabilă a campaniei de vaccinare în România. Tot el trage un semnal de alarmă asupra ideii de focalizare a atenției pe segmentul de populație care dorește să se imunizeze, însă nu are acces la vaccinare. Potrivit acestuia, autoritățile ar fi ajuns la momentul în care trebuie să găsească metode de convingere a persoanelor care evită să se vaccineze din diferite motive. Cum se estima de la început, cam o treime din oameni erau oameni hotărâți să se vaccineze, o treime erau oameni ezitanți, o treime erau oameni care nu doresc să se vaccineze. În momentul acesta ajungem deja în segmentul populațional ezitant. Este importantă o abordare complementară a campaniei de vaccinare prin care să diversificăm activitatea, mai ales în mediul rural, și anume să mergem fie cu echipe mobile, fie să organizăm o serie de evenimente de vaccinare de tip maraton chiar în localitatea respectivă, și acest lucru l-am observat că se întâmplă deja la inițiativa primarilor, la inițiativa autorităților locale, și de asemenea implicarea prin vaccinarea prin cabinetele de medicină de familie. Potrivit datelor din 23 mai, în țară erau disponibile 570.568 de locuri libere pentru vaccinare cu Pfizer, 107.218 locuri libere pentru vaccinare cu Moderna și 63.710 de locuri libere pentru vaccinare cu AstraZeneca. Cel mai mare număr de oameni disponibili pentru imunizare sunt în municipiul București, cu 1.230 de persoane înscrise. În total sunt 3 județe în care mai sunt persoane înscrise pe listele de așteptare, respectiv București, Argeș și Constanța. Cele mai multe solicitări pe listele de așteptare sunt pentru vaccinul Pfizer, 1.546 de români alegând acest ser pentru imunizare. Astăzi au ajuns în țară 700.000 de doze de vaccin de la Pfizer-BioNTech, iar din ele vor fi trimise și la centrele din Constanța, Craiova, Iași și Timișoara. Da, vorbim toate acestea cu Tudor Ionescu, activist de mediu și analist politic. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Și domnul Mircea Ciocan, vicepreședinte Federația Sanitas. O să ajungem și la bani și la salarii și așa mai departe, dar până atunci vorbim despre o campanie. Prin telefon este doamna Monica Pop, medic. Salut, mâna, doamnă! Da, vom reface legătura telefonică. Până la urmă, despre ce vorbim? Despre o comunicare cu niște persoane care nici de cum n-ar convinge populația să se vaccineze, ci mai degrabă au rolul de autoritate, de, am spus de multe ori, poate și de satrap în anumite situații, pentru că vin așa și dau dăr de seamă la populație și spun ar trebui să vă comportați așa, să puneți masca, să scoateți masca, nu vă duceți acolo. 5 milioane e o cifră optimistă? În momentul în care ai o autoritate care îți dă astfel de indicații, de fapt, pe care trebuie să le respecti, că de aceea este cea pe care o investim prin vot sau prin taxe sau prin supunerea la coerciția pe care ei ne-o aplică în mod legitim, da? Și noi acceptăm acest schimb
cu autoritatea. În momentul în care această autoritate este lipsită și văduvită de încredere din partea noastră a cetățenilor, avem exact acest fenomen. Și anume, odată cu relaxarea măsurilor, când s-a văzut că, de fapt, se poate și așa, în secunda 2, din lipsa unei comunicări, cum ați subliniat foarte corect, din lipsa unei comunicări, atenție din partea cui? Din partea medicilor și doctorilor, căci eu, Tudor Ionescu, eu trebuie să mă vaccinez dacă mă convinge un medic sau un doctor că este în beneficiul meu pentru sănătatea mea. Eu nu trebuie să mă vaccinez ca să primesc o reducere la un restaurant. Eu nu trebuie să mă vaccinez ca să ascult un concert pe undeva. Eu nu trebuie să mă vaccinez ca să pot să plec cu avionul. Și eu nu trebuie să mă vaccinez că îmi spune un artist, un politician sau oricine altcineva din afara spectrului medical, științific, pentru că acele opinii nu sunt valide. Și acest lucru pe care l-am văzut în ultima perioadă, această disperare din partea celor care ar trebui să comunice, cum spuneți foarte corect, mult mai bine cu noi, am văzut-o cum? Prin toate aceste elemente de zăhărel așa, cu care să încerce să ne mituiască, să mergem să ne vaccinăm. Adică, și pun eu întrebarea pentru cetățeni, pentru că am trecut prin 2 ani de campanie electorală și de alegeri și vor urma în 2024 mai puțin de 4 runde de alegeri toate în același an. Care este diferența între eu să mă vaccinez nu pentru că eu consider că este în beneficiul meu pentru protejarea sănătății mele, ci pentru că mi se dau reduceri sau concerte sau orice altceva, și micii și berea, clasicii micii și berea, care se dau în schimbul așa ziselor voturi. Tot acolo ajungem. Este exact aceeași paralelă. Și atunci să ne gândim foarte, foarte bine. Este o decizie care ne impactează pe noi. Trebuie să fim conștienți că o luăm în cunoștință de cauză, dar atenție, trebuie să ascultăm doar de cei care au studiat, nu un an, nu doi, nu trei, ci studiază toată viața. Și doamna doctor Monica Popa să confirme acest lucru. Un medic toată viața lui studiază și dă examene. Și de aceea eu trebuie să-l ascult pe el, nu pe altcineva. Da, doamna Pop. Foarte frumos a vorbit domnul și îi mulțumesc pentru asta. Are dreptate perfectă și vreau să vă spun un lucru. Din păcate, campania care s-a desfășurat până acum este o campanie de dezinformare. Vă spun și de ce. Pentru că vreau să știu dacă la vreun post pe televiziune sau vreun element media a apărut lista contraindicațiile vaccinului, pentru că s-au făcut niște presiuni enorme pentru vaccin, s-au spus lucruri neadevărate, vă spun și la ce mă refer. Societatea Americană de Oncologie spune foarte clar că orice pacient neoplazic, deci cu o neoplazie, care face tratament, are contraindicație la vaccin. Mai mult decât atât, pacienții cu ciroză, de exemplu, și cu ciroză, cu tulburări de crasă sanguină, de exemplu, cu trombocitopenie. Deci sunt multe contraindicații care n-au apărut nicăieri, ba din contră, au fost decidenți care foarte bine a spus domnul că făceau tot felul de afirmații fără să aibă niciun fel de informație și niciun fel de pregătire în acest sens, pentru că așa era trendul politic să se vaccineze cât mai multă lume și n-au spus un lucru esențial și anume că vaccinul nu te scutește de a face boala. Asta e un lucru pe care oamenii trebuie să-l știe și vă spun și de ce. E foarte, foarte important. Deci, vaccinul sau ceea ce face vaccinul este ca determinismul de boală, deci dacă faci boala după ce ești vaccinat, să faci o formă mai ușoară. Deci orice vaccinat se poate îmbolnăvi, n-are nicio legătură una cu cealaltă. E foarte important să faci o formă ușoară, bineînțeles, dar să fie foarte clar că orice vaccinat se poate infecta și poate transmite. Astfel încât oamenii trebuie să știe lucrul ăsta, pentru că e un lucru simplu de înțeles. În momentul în care tu spui că dacă s-a vaccinat, gata, e ok, ceea ce nu-i deloc adevărat, oamenii lasă metodele de profilaxie, nu le mai fac. Și anume, distanțare, mască și igienă și așa mai departe. Bine, cu igiena nu discutăm, pentru că asta ar trebui să existe în afara oricărei patologii și nici nu punem problema. Știți că era o glumă pe rețelele de socializare, dacă ne vaccinăm, mai trebuie să ne spălăm pe mâini. Da, cam așa. Glumă amară, pentru că, da, încă o dată vă spun, oamenii care nu știu acest lucru și nu-l știu, repet,
orice vaccinat, dacă se întâlnește cu un pacient COVID, poate lua boala și o transmite. Acest lucru, repet, e foarte important, pentru că cei care s-au vaccinat, unii dintre ei au lăsat complet metodele de profilaxie, nu mai au nici mască, nici distanțare, nici nimic, și bineînțeles că se pot infecta și transmite. Mai mult decât atât, numărul lor nu e deloc mic. Cei de la INMT au transmis, au pus, deci au spus că și pe site-ul lor se poate vedea, e un număr mare de câteva zeci de mii de vaccinați care au făcut COVID. Din păcate, eu nu am văzut personal, dar am auzit comentariile, sunt și 300 și ceva care au decedat cu tot vaccinul. Deci, încă o dată, oamenii care s-au vaccinat trebuie să știe lucrurile acestea, iar decidenții să nu mai spună lucruri neadevărate. Au fost două lucruri neadevărate și grave, dacă se poate spune așa, de-a lungul timpului, și anume, un medic, mi-e rușine că există și colegi care fac așa ceva, spunea așa, COVID-ul ucide, este o gafă monumentală, nu e adevărat. Trebuia să spună, poate ucide, asta e cu totul altceva, dar în momentul în care un om fără pregătire aude asta, COVID-ul ucide, pe momentul în care s-a îmbolnăvit de COVID, merge și se aruncă de la iPad, că ce să mai trăiască dacă tot ucide. Se ucide. Este o gafă foarte mare. Și a doua, oricine, știți, doamna doctor, de ce se ajunge la asta? Și până la urmă spunea și Valeriu Gheorghiță de treaba asta. Mai am ceva foarte important de spus și după aia am încheiat. Deci orice persoană din această lume care spune despre un vaccin că este sigur, este un neadevăr enorm și este culpabil, vă spun și de ce. Pentru că în medicină acest cuvânt nu există. Poți să spui că este eficient sau foarte eficient, poți să spui că are o eficiență de 90 sau nu știu cât la sută și oricât, dar niciodată că e sigur. Nu există pe această planetă act medical sau medicament care să fie sigur. Și toate astea au o contraindicație pe care n-am văzut-o absolut deloc, absolut deloc, în nicăieri. Ar fi trebuit, sigur că în prospectul de la vaccinul scrie, dar nu a fost publicat și oamenii care n-au putut să vadă, nu știu lucrul acesta, și invit pe toți cei care au probleme din cauza vaccinului să-i tragă la răspundere penală pe toți cei care au dezinformat. Pentru că omul, și să știți, ar fi avut mult mai mare succes campania de vaccinare dacă s-ar fi spus lucrurile corect, dacă se spunea adevărul, ca omul să știe exact, pentru că să știți un lucru, oricine riscă, orice act medical e riscant, dar riscul e mic, sau depinde de actul medical respectiv, și sigur că riscăm. M-am și pomată de operație, știu foarte bine că există riscuri, dar operația aia mă salvează. Însă că riscuri există și asta trebuie cunoscut. Ori oamenii nu știu nimic și, cum să vă spun, strategia din acest punct de vedere a fost greșită din start și continuă a fi greșită. Da, nici nu mai vorbim despre discriminare și așa mai departe. Haideți să ne gândim așa la personalul medical. Pot să obligi, pentru că în spațiul public au apărut opinii ale unor politicieni care susțin așa, că ar fi poate necesar ca pentru medici, pentru profesori, vaccinarea să fie obligatorie. Păi acum discutam exact. Că vaccinul nu te păzește de boală. Ar fi o mare prostie și ar fi o greșeală, ca să nu spun un cuvânt care nu e prea elegant, și încă o dată spun, este o discriminare crasă, pentru că în primul rând, încă o dată vă spun, eu m-am și am încercat să spun lucrurile astea, m-am mirat foarte tare de cererea certificatului de vaccinare la spectacole. E o prostie, iată, pentru că orice vaccinat poate fi infectat fără discuție. Și dacă e infectat, și poate fi asimptomatic, intră într-o sală de la tot. Și dacă e vaccinat? Și același lucru se întâmplă și la școală. Pe urmă, eu vă întreb un lucru, sigur, generic. Ce facem cu cei care au contraindicații? Deci dacă sunt profesori, medici sau orice altceva... Adică nu se mai deplasează până la urmă sau nu au acces la spectacole? La... Păi cum? Dar nu e vorba de spectacol aici. E vorba de faptul că sunt medici care au contraindicații. Sunt medici care au boli neoplastice, care fac tratament.
cum să vă spun, profesori care sunt în aceeași situație, dacă au o contraindicație la vaccin, ce facem cu ei? Dăm afară? Pentru că sunt bolnavi? Da. Niciodată. Deci este o mare greșeală asta și nu e normal. Populația trebuie convinsă, sau cum să vă spun, omul trebuie să facă vaccin din convingere, dacă o are, dacă nu, să nu facă. Pentru că, să știți un lucru, din păcate, știm foarte multe cazuri de efecte secundare, nu atât de ușoare pe cum le prezintă în media tot felul de persoane care au interes să facă toate vaccinurile, chiar dacă omul respectiv are contraindicație și nu e normal. Deci da, așa ceva corect. Nu e normal, oamenii trebuie să știe, să cunoască și să facă orice din punct de vedere medical în cunoștință de cauză și nu pentru că a zis nu știu care ministru sau nu știu ce a făcut cineva care habar nu are despre așa ceva. Și din păcate au fost și medici care s-au făcut de râs spunând niște lucruri care sunt neadevărate. Iată că Societatea Americană de Oncologie a spus clar că neoplazicii care fac tratament nu trebuie să facă vaccin. Deci, lucru care la noi s-a... E clar. Domnule Ciocan. O secundă, doamna. Doamna doctor. Da. Domnule Ciocan, avem o situație cu medici, câți s-au vaccinat, câți nu? Parte din personalul medical s-a vaccinat, inclusiv medici, asistenți medicali, toate categoriile profesionale. Dar, așa cum doamna doctor a menționat, ar fi absolut împotriva firii să obligi una din categoriile profesionale, fie vorbim de medici, de profesori sau de cei din administrația publică, să fie vaccinați. Într-adevăr, în spitale trebuie să întărim ceea ce înseamnă triajul epidemiologic, să intre la serviciu responsabil cine are manifestări de boală, să stea acasă, să nu meargă la serviciu și așa mai departe, pentru a întrerupe lanțul contagiozității, dar nici într-un caz nu poți obliga la a se vaccina, mai ales acel personal care, din punct de vedere al stării de sănătate, este expus și are contraindicații de vaccinare. Da. Și mai departe de atât, până la urmă ține de voința internă a persoanei. Așa cum ați spus, încrederea în acest vaccin trebuie să vină din interiorul persoanei. Nu poate fi nimeni obligat. Militarizarea unui act medical, unui serviciu public oferit populației, nu duce la creșterea încrederii, ci din potrivă duce la scăderea încrederii populației în această vaccinare, în această campanie de vaccinare. Niciodată serviciile publice nu au fost militarizate și nu înțeleg de ce acest protocol militarizat în toată această campanie, pentru că sistemul medical este unul riguros, este unul bine coordonat și din punct de vedere științific e mult în față de Da, Tudor Ionescu, până la urmă, președintele Iohannis, citam așa o declarație apărută în presă, ce vrea de fapt? Va pleda pentru implementarea rapidă și unitară a celor certificate verzi, dar să nu restricționeze libera circulație. Cum? Este o dezbatere întreagă pe această temă. Cred că aceste certificate, dacă devin obligatorii, vor crea o discriminare evidentă între cetățenii din Uniunea Europeană și, ce mă interesează pe mine cel mai mult, între noi românii. Vreau să vă spun că România, și aici iarăși doamna Monica Pop sau ceilalți, doamna doctor sau oricine altcineva poate să mă contrazică, sunt aproximativ 1 milion de cetățeni care nu pot să se vaccineze, nu pentru că nu își doresc acest lucru, ci pentru că au diferite condiții, boli cronice, alergii, etc., care îi împiedică să se vaccineze chiar dacă și-ar dori. Și atunci ei ce vină au? Așa cum întreb eu de un an și jumătate, ce vină au cei aproape 7 milioane de bolnavi cronici în diferite faze ale diferitelor boli pe care le au să fie discriminați și practic toată țara să se concentreze, așa cum am auzit și am văzut de altfel, doar pe bolnavii de COVID, care bineînțeles este o boală foarte importantă cu care a trebuit să ne luptăm în acest moment. Dar ce vină au ceilalți? Ce vină au cei bolnavi de cancer? Ce vină au avut cei de la Foișor, cei de la Spitalul Colentina, vă spun, din București și din alte locuri? La fel, de ce mă condiționezi tu pe mine să mă obligi să mă vaccinez dacă eu nu-mi doresc? Nu asta se întâmplă într-un stat de drept în care eu
pot decide asupra propriului meu corp, atâta timp cât eu nu-ți îngrădesc ție, vecinul meu, concetățeanul meu, libertatea ta. Eu pot să fac ce doresc cu corpul meu dacă înțeleg să fac acest lucru. Și aici este răspunderea statului, pe care din păcate nu am văzut-o. Că s-au preocupat de cu totul alte lucruri și nu vreau să intru în alte detalii și vreau să rămânem în zona aceasta care cred că interesează cel mai mult și pe cetățeni, cea medicală. S-au preocupat de alte lucruri decât să facă o veritabilă campanie de comunicare. Am văzut tot felul de artificii făcute după urechi, am văzut foarte multe clipuri absolut inutile, artiști cumpărați care s-au vândut pe 2 lei și nu, nici asta nu mi se pare normal. Atenție! Și iarăși, poate să mă contrazică cineva, este ilegal, nu doar imoral, ca la un post de televiziune sau oriunde, să vină altcineva decât un medic și să-ți recomande un tratament cu un medicament oricare ar fi acela. Este ilegal. Doar un medic poate să prescrie o medicație. Nu poți să vii tu, oricine ai fi, cântăreț, actor, politician, analist, părerolog, oricare ai fi tu, dacă nu ai acei zeci de ani de studii în spate și, bineînțeles, certificatul și ești medic și poți să faci acest lucru. De aceea, revin la ce am spus, noi, este un moment în care noi să ne dăm seama cât de important este să ne informăm noi dacă ceilalți nu ne informează. Da, foarte important și ajungem la un subiect sensibil, la vaccinarea copiilor, pentru că acolo sunt discuții aprinse. Vedem un material, ne întoarcem după. Vaccinarea copiilor cu vârsta de peste 12 ani este foarte așteptată de o mare parte dintre noi. Eu sunt mama unui băiețel de 12 ani, unui preadolescent mai exact, care își dorește foarte mult să se vaccineze. Cred că este foarte important pentru ei. Ei au fost, cel puțin copilul meu locuind în București, merge la școală după 15 luni doar de 2 zile. Au fost poate cei mai neglijați și cei mai uitați dintre copiii acești preadolescenți și adolescenții din clasele a 9-a, 10-a și a 11-a. Și cred că pentru siguranța lor este o opțiune foarte bună. Da, și mă întorc la doamna doctor Pop. Vorbind despre vaccinarea elevilor, iată ce susține Consiliul Național al Elevilor într-un sondaj, că de fapt mai puțin de 40% spun că ar dori să se vaccineze. Deci mai puțin de 40%. În primul rând că nu copiii trebuie să fie cei care își doresc să se vaccineze și acum 2 minute am vorbit despre aspectul acesta și anume că vaccinarea nu te păzește de boală. Deci, dintr-o dată, copilul se poate infecta. Problema cea mai importantă în această perioadă este că e o perioadă de alergii. Totdeauna primăvara e așa. E o perioadă de exemplu, conjunctivitele alergice sunt foarte frecvente și recidivante în timpul acesta. Ori sindromul alergic, în general, indiferent care, reprezintă o contraindicație pentru vaccin. Deci, atenție, eu cred că orice fel de decidenți responsabili ar trebui să implementeze o modalitate de pregătire pentru vaccinare și anume ca toți copiii să fie examinați înainte de medicul pediatru și să aibă niște analize. Pentru că, repet, un copil care face o alergie, indiferent de care gen, are contraindicație la vaccin. Nu e adevărat ce au spus unii decidenți, că numai dacă face alergie la substanță, este substanță chimică. De unde știe cineva dacă face copilul sau persoana respectivă alergie la substanța respectivă? Un organism alergic poate dezvolta o alergie severă la genul acesta de act medical și de aia eu cred că orice copil trebuie examinat înainte. Eu nu sunt de acord absolut deloc cu vaccinarea înainte de, adică fără investigații, fără analize, fără a ști. Gândiți-vă cineva care s-a vaccinat în mașină și habar n-are sau nu l-a spus sau nu l-a întrebat nimeni despre ce fel de patologie există preexistentă, sigur, de ce a avut înainte și dacă are vreo patologie care ar trebui să nu-i permită. Pentru a merge mai departe, v-aș întreba, este normal ca în acest moment spitalele
de anumite patologii să revină la scopul lor inițial, adică să fie... Categoric, categoric. Înainte de asta vreau să spun exact, au spus foarte bine colegii de emisiune, dacă pot să spun așa, cu un singur mic amendament. Au uitat să spună că oamenii din țara asta plătesc asigurări de sănătate. Apropo de cei 7 milioane, eu știam de 5, dar probabil că domnul știe mai bine decât mine, deci cei 7 milioane de bolnavi cronici plătesc asigurări și ei nu au sănătatea asigurată. Despre asta e vorba. Și îmi pare foarte rău să spun, oamenii îndură și tac. De ce? Asta numai ei știu și când a fost un protest. Total pașnic de altfel. Altfel ne place să numărăm, bine, cinic, ne numărăm morții și cauzele deceselor. Păi da, categoric. Și încă o dată spun, oamenii plătesc asigurări de sănătate. Ar fi trebuit mai mult decât atât ca toate testele făcute celor care sunt asigurați să fie gratuite, fără discuție. Deci nu trebuiau plătite. Testele sunt niște prețuri enorme. Gândiți-vă la o familie de 4 persoane în care lucrează numai una. Sau poate amândouă. Cum îți poți permite să facă test? Cu ce bani? Da, deci indiscutabil. Nu e posibil. Iar sumele sunt foarte mari. Trebuiau să fie. În toate țările civilizate, oamenii au dreptul la 1 sau 2 teste pe săptămână gratuit. Și vă rog să vă interesați, că sunt unii care au negat. Ba da, așa este. Am prieteni în Belgia, am prieteni în Germania. Toate sunt, adică nu poate vă spun, 1 sau 2 teste săptămânal, fără bani, la toți cei care plătesc asigurări de sănătate și acolo plătesc toți, că n-au de ales. Deci așa ar fi trebuit, adică nimeni nu spune nimic, atunci oamenii să-și ducă crucea. Dacă vor altceva, atunci să facă ceea ce trebuie să facă și la protestul ăla trebuie să fie acolo 10.000 de oameni. Din moment ce sunt 7 milioane de pacienți, nu 150 sau nu știu câte au fost acolo. Dacă oamenii nu știu să-și apere interesele, fără violență, fără nimic, trebuie să participe la protest și să spună lucrurile acestea. Da, interesant. Tudor Ionescu, până la urmă ajungem așa. Să spunem că nu ne putem vaccina din cauza unor probleme de sănătate. Sau nu vrem. Plătim un test la intrarea în țară, altul la plecare și tot așa. Dacă facem un calcul, deja e cât un bilet de avion. Spuneam chiar la dumneavoastră în emisiune, în urmă cu câteva zile, că prin această politică, românii, noi, va trebui, pe lângă, știți, în fiecare lună avem câteva cheltuieli. Întreținere, mâncare, transport, haine. A, sau nu, mai tăiem de acolo, eventual. Va trebui să adăugăm o coloană care, evident, din moment ce nu avem venituri suplimentare, ați anticipat foarte corect, va trebui să tăiem din una sau din toate coloanele pe care noi le avem deja întamate ca și cheltuieli fixe în fiecare lună, va trebui să adăugăm o coloană pe care statul ne obligă, se pare, să o adăugăm, testare. Pentru că, atenție, tocmai ce s-a terminat, dau un exemplu foarte simplu pe înțelesul tuturor. Festivalul George Enescu. Din 13 până în 23 mai. Prețul de intrare la un bilet era de 65 de lei. Dar atenție, puteai să intri la un spectacol doar dacă aveai un test și nu acel test rapid, ci testul acela care costă aproximativ 400 de lei, PCR, cu cel mult 72 de ore înainte. Deci gândiți-vă că dacă voiai să mergi la mai multe spectacole, pe durata celor 10 zile trebuia să faci minimum cele 3 teste. Asta înseamnă că plăteai aproximativ 200 de lei pe biletele de intrat la cele 3 spectacole și 1200 de lei pentru teste. Același lucru se poate întâmpla, bun, să spunem, nu mă duc la spectacol, dar am avut la dumneavoastră în emisiune invitat un actor de la Teatrul Național care a primit o notă internă prin care i s-a spus că el, dacă nu se testează pe banii lui, nu poate să intre să presteze munca din care ar trebui să plătească acel test. Înțelegeți paradoxul în care am ajuns? Și când ne uităm, și s-a spus mai devreme foarte corect, ne uităm în statele din vestul Europei, pe lângă faptul că antreprenorii sunt susținuți, persoanele care au stat afară, acasă, în starea de urgență, le-a fost susținut salariu, etc., 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 statul investește masiv în sprijinirea acestei economiilor naționale, am avut testare masivă și gratuită pentru cetățeni. Și o avem în continuare. Iar în România nu, trebuie să se plătească. De ce a trebuit să se plătească? De ce nu s-a făcut o testare masivă la toate aceste centre de vaccinare? Ca să putem vedea, pentru că eu știu cel puțin, și aici iarăși doamna doctor Monica poate să mă contrazică dacă greșesc,
Eu știu că înainte să mă vaccinez, eu trebuie să văd dacă sunt sănătos sau nu. Pentru că eu știu că, de exemplu, dacă sunt bolnav, nu mă pot vaccina. Deci este un nonsens total, chiar și pentru mintea mea, care nu este una deloc de specialitate. Dar eu țin minte că întotdeauna când voiam să mă duc să mă vaccinez, acele vaccinuri când eram mici, întâi trebuia să mă asigur că nu sunt bolnav, nu sunt răcit, nu am gripă, etc., etc. Aici, nimic. Pe bandă rulantă. Are cineva de câștigat din asta? E sigur, e o întrebare retorică. Evident. Da, această perioadă de pandemie a creat beneficii uriașe unora băieților deștepți din zona... Parcă sunt și niște anchete în derulare, dar nu știu dacă mai... Însă, ce e trist e faptul că nici măcar personalul medical nu îi se asigură aceste teste gratuite. Intri frecvent în contact cu pacienți, uneori cu pacienți suspecți sau chiar confirmați pozitiv. Și după ce te izolezi sau după ce faci boala, trebuie să te întorci cu un test la serviciu. Nu ești primit la serviciu până nu vii cu testul. Același lucru, nici măcar pentru personalul medical nu s-a asigurat testarea gratuită, ceea ce este o crimă până la urma urmelor, pentru că sistemul medical este cel care e chemat să însănătoșească populația și să lupte împotriva acestei epidemii. Da, și vorbeam de o miză foarte mare. Până la urmă ajungem și la treaba cu asigurații, doamna Pop. Sunt tot felul de concursuri acum pentru casele județene de asigurări de sănătate. Care e scopul final? Cred că nu credeți așa ceva. Vă dați seama că este o înșelătorie treaba ta. E foarte clar că vor să-și pună oamenii lor. E foarte simplu lucrul acesta, pentru că nu e... Nu, sunt lucruri care în lumea medicală se știu foarte bine. Ei vor să, ca să spun așa, cotropească, ca să pun un cuvânt pe înțelesul tuturor. Păi miza e de vreo 10 miliarde de euro pe an. Cu atât mai mult. Și sunt foarte multe lucruri care nu sunt cum trebuie. Eu sunt foarte curioasă dacă pune cineva pe postul ministru să dea un examen, dacă ia 3 nota, deci notă vorbesc. Și atunci nu face un care face așa ceva. Nu face. Încă o dată vă spun, este foarte clar și foarte cusută coața albă. Degeaba a spus presa că concursuri, că nu știu ce. Problema este așa, că orice fel de decident politic trebuie să pună în funcții oameni care au demonstrat că pot să facă ceva și vor să facă ceva. Nu pe criterii de nici un fel altfel. Și nu e niciun fel n-ai niciun fel de calitate dacă ești membru de partid. Ai calitate dacă ai făcut ceva, dacă ai demonstrat că ai făcut ceva și ei ar trebui toți să facă așa și nu să... Adică criteriul politic să nu existe absolut deloc. Dar din păcate, ei vor să întindă, în primul rând vreau să vă spun un lucru, eu nu fac politică și n-am vrut să fac parte din niciun partid, dar mi se pare strigător la cer că această coaliție a dat Ministerul Sănătății pentru USR, deci cei de la Partidul Național Liberal au dat USR-ului, unde a fost pus un ministru care habar n-avea și nu avea niciun fel de calitate care să-l reprezinte. Să știți că și înainte de Revoluție am prins o perioadă absolut întotdeauna pe vremea cealaltă, ministrul sănătății era un medic. Pentru că altfel înțelege, cum să vă spun, ce se întâmplă în sistemul de sănătate un medic. Pe când unul care n-are niciun fel de pregătire, de niciun fel în domeniu, nici în domeniu și nici fără domeniu, dar nu știe, nu înțelege și a demonstrat asta. Păi, și au trebuit zeci de mii de... Stați puțin că nu înțeleg. Până la urmă ei spun de depolitizarea sistemului și când e vorba de concursuri... Bineînțeles. Deci, părerea adică 5 din 33 de candidați și 21, atenție, nu s-au prezentat la examen. Ascultați-mă un moment. Dacă eu aș fi fost un decident politic din USR, de exemplu, pentru că am primit Ministerul Sănătății, eu susțineam un independent care a arătat că a făcut ceva în acest sistem. Asta a și făcut. Nu-l puneam pe nu știu care pentru că vrea să fie ministru ca să deturneze nu știu care sau nu știu ce să facă, să trimită bolnavi în străinătate și să oprească transplantul, că a distrus transplantul din țara asta sau cel puțin a intenționat. Nu i-a mers chiar la toate alea, dar vreau să spun că asta s-a întâmplat. De ce ar fi trebuit, dacă nu au avut și categoric, pentru că nu. Mă rog, după părerea mea, medici foarte serioși care au cu tot o altă menire decât să facă politică, nu se duc în politică. Puteau să susțină, încă o dată spun, un independent. Asta a întâmplat și în alte
locuri și ar fi fost cel mai bine. Și atunci, după părerea mea, creșteau foarte mult în credibilitate. Așa a venit un tânăr care habar n-are, care a făcut greșeală după greșeală și au trebuit să fie niște greșeli enorme ca să fie schimbat. Nu trebuie să ajungă niciodată la așa ceva. Au pierdut credibilitate foarte mult așa. Vă spun că sunt... De exemplu, eu vă dau un exemplu. Sper să nu-i fac rău. Managerul de la Foișor, din acest punct de vedere administrativ-sanitar, este de excepție. Ce a făcut băiatul ăla acolo, nu vă puteți imagina. Unul ca el trebuia pus ministru. Nu mă interesează absolut deloc dacă face vreo politică sau nu. Ce a făcut acolo, încă o dată vă spun, este de medalie. Deci el trebuia clonat, ca să zicem așa, și nici într-un caz. Știți bine că au pus problema la noastră de afară. Pentru că nu știu ce n-a făcut. Deci, un asemenea personaj, nu e singurul, dar nu sunt mulți. Un asemenea personaj ar fi trebuit să fie ministrul sănătății susținut de un partid, că este perfect legal așa ceva și demn. Era cu totul altceva. Era unul care voia, oricum, domnul Tătaru față de domnul Voiculescu e incomparabil. Deci mult mai sus și domnul Tătaru a făcut niște greșeli, dar nu se compară. Și vă repet, altfel înțelege un medic. Da. Aici doar eu am o părere lejer diferită de doamna Monica Pop, în sensul în care dumneai cred că îl creditează cu prea multe bune intenții pe domnul Vlăduț Magicianu. Dumneai spune că el a greșit. Eu cred că el a știut foarte bine ce are de făcut. Agenda lui a fost foarte clar stabilită acolo. Pentru că primul lucru care l-a interesat a fost, de exemplu, să-l pună la Institutul Oncologic pe colegul și prietenul lui dumnealui de la Plus, care ne spunea că nu e așa de grav dacă un bolnav de cancer își oprește tratamentul prin ziua a șapte. Adică e ok, nu e nicio problemă. De asemenea, principala lui preocupare a fost mai degrabă să acceseze bazele de date cu pacienții prin IP-uri din Germania, făcute, bineînțeles, de un consilier onorific. Preocuparea dumnealui a fost să-și pună șeful de cabinet director la Agenția de Medicamente. Preocuparea dumnealui a fost să ia și se vorbea despre bugetul de asigurări, care, atenție, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, vorbim de un buget de aproape 10 miliarde de euro. Aceea a fost agenda și multe altele, și nu stau să le dezvolt acum, pe care eu cred că Vlăduț Magicianu a avut-o și o are foarte clar stabilită. Evident, acea agenda este total paralelă cu a noastră, cea a interesului, a contribuabililor, care ne așteptăm să ne plătim contribuțiile și să avem parte de un tratament așa cum este garantat prin Constituție și să putem să fim sănătoși în țara noastră. Da, și cu personalul medical, cum rămâne în tot contextul acesta? Păi, doamna Monica Pop a afirmat foarte clar că pe perioada unui război pui în fața armatei un general care are experiență, care are credibilitate, care știe să conducă oștile. În perioada acestei pandemii, absolut normal și firesc era un om cu mare expertiză în domeniul sănătății. A fost foarte prost inspirată alegerea cu Vlăduț Voiculescu pentru sănătate în această perioadă. Deci, dacă, să zicem, în perioada de liniște, de acalmie, puteai să faci experimente cu diversi alți miniștri, altcineva decât figuri profesionale marcante din lumea medicală, în această perioadă se impunea un medic cu expertiză care să conducă sănătatea. Chiar dacă, în rest, poate să fie și un jurist sau un economist sau, eu știu, un om cu antrenament în sistemul medical. Da. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Pop, pentru această intervenție. Mai mult decât clar ce se întâmplă în statul român. Cu salariile cum stați? Salariile fac obiectul unor discuții în coaliție și în guvern. De fapt, nu știu dacă ați văzut mai de zile trecute, Ministerul Sănătății a uitat să plătească personalul care vaccinează, iar acum guvernul încearcă să ducă la tăieri salariale, pentru că memorandumul adoptat de către guvern în urmă cu o lună... Probabil scurte pierderi de memorie sau... Cred că da, dar controlate, așa, cu o logică. În acest moment, după adoptarea memorandumului, noi suntem deosebit de îngrijorați pentru faptul că acest act asumat de către guvern duce inevitabil la pierderea veniturilor. De ce? Pentru că
acele principii enumerate acolo, care limitează volumul sporurilor la, fie la 20% pe individ, pe angajat, fie la 25% din valoarea salariului minim pe economie, duce la pierderi însemnate ale venitului în sistemul de sănătate, pentru că în sistemul sanitar există câteva particularități. Foarte important de reținut că sănătatea nu lucrează ca și administrația sau ca și învățământul. În sănătate se lucrează în foc continuu, 24 din 24, sâmbăta și duminica. Tocmai această continuitate a actului medical generează un supliment al veniturilor, care tot la categoria de sporuri se contabilizează în acest moment, care deja fac obiectul celor 20% pe care vor să ni le ofere guvernul Câțu. În acest context, sporul de condiții deosebite, sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, nu mai are loc. Deci veniturile salariale, cel puțin acest memorandum este o utopie pentru sistemul medical și de asistență socială din România. Asta e un lucru clar, pe verificate. Pare că, în fine, și executivul, și administrația locală, dacă ne referim la București, facem așa o trecere, pentru că tot ne plângem că avem probleme cu țânțarii, cu căpușele și așa mai departe. Nu s-a întâmplat nimic. Adică vorbim despre un blocaj, despre niște oameni care ies în stradă și spun noi vrem să muncim, mă refer la acea companie care se ocupă. Este una din companiile pe care și eu, în calitate de consilier general, am votat să o înființăm alături de celelalte companii, pentru că am crezut și cred în continuare că prin opoziție, prin antiteză cu modelul, să nu uităm, modelul de firme abonate în mod constant la bugetul primăriei municipiului București, care erau 3-4 și toate cu nume foarte scurte din 2-3 litere, poate chiar 4. Acele companii care aveau monopolul asupra tuturor serviciilor, că vorbim de iluminat, că vorbim de curățenie, că vorbim de absolut de stradă, de orice. Și am crezut într-adevăr și cred în continuare că putem să venim cu, și am putut să venim cu o alternativă în care am venit cu 22 de companii pe care le-am votat în cadrul Consiliului General al Municipiului București. Într-adevăr, pot să spun cu toată responsabilitatea, unele au performat foarte bine, unele se pot ameliora și, într-adevăr, unele și-au dovedit ineficiența, dar sunt minoritare față de celelalte două categorii. Printre aceste companii se regăsește și această companie de ecoigenizare, unde salariații, atenție, nu și-au primit salariile de 6 luni de zile. Deci de jumătate de an. Da? Jumătate de an în care nu și-au primit salariile. Între timp, ce se întâmplă cu noi bucureștenii? Am fost în acest sfârșit de săptămână în cel mai mare parc, monument istoric al Bucureștiului, în Parcul Herăstrău. Nu este un parc, a devenit o junglă în care, vreau să vă spun că bălăriile sunt la un metru înălțime, peste tot este ambrozie, iar statistic, aș spune, cel puțin o treime din telespectatorii care se uită la noi suferă sub o formă sau alta de o alergie la această plantă. Eu am venit cu un proiect de hotărâre de Consiliu care ulterior s-a transformat și în lege pentru combaterea ambroziei. Ce să o combatem? Este peste tot. Munți de gunoaie peste tot. Și la aceste lucruri, culmea, acestea nu sunt cele mai grave. De ce? Pentru că ajungem la cele mai grave. Trebuie să te uiți pe jos să nu calci vreun șobolan, adică să nu te calce el, mai bine spus, că sunt mult mai mulți decât picioarele noastre. Trebuie să fii atent să dai întotdeauna cu mâinile că vin țânțarii, roiesc în jurul tău și cel mai grav, aceste căpușe care sunt purtătoare de diferite boli, printre care boala Lyme disease, care este o boală foarte grea pe care odată, gravă, pe care odată ce ei nu mai scap de ea, ci doar te tratezi toată viața. Și atenție, la spitalul Grigorescu deja sunt copii internați care au fost mușcați de căpușe și care au această boală. Iar în acest moment eu îmi pun întrebarea către administrația locală. Trebuie să moară copii, adulți, animale de companie ca să înțeleagă că trebuie să acționeze, pentru că este inadmisibil să nu mă pot. Eu am scos de pe câinele meu o căpușă ieri. Am avut noroc că am stat și am căutat, l-am căutat efectiv ca să fiu atent. Dar putea să fie pe mine, putea să fie pe un copil, putea să fie pe oricine. Deci într-o situație ca aceasta n-am fost niciodată în București. Cel puțin în ultimii, nu știu, 20-30 de ani. Eu nu știu să fi trecut prin... că au existat țânțari, căpușe, nu pot să elimin tot.
dar cu resursele pe care le-am avut la dispoziție în administrația trecută. Acea mult hulită administrație, da, PSD-ALDE, care a făcut multe nenorociri, dar iată, am avut căldură. Astăzi când vorbim, suntem în data de 24 mai, există cartiere din București în care nu există apă caldă și dacă ar fi fost nevoie nu exista nici căldură. Este prima iarnă în care atâtea cartiere și zeci de mii de bucureșteni au trebuit să treacă prin această iarnă și mă număr printre ei, fără căldură și fără apă caldă. În aceste condiții, despre ce vorbim? Despre un blocaj la nivel de administrație, pentru că deja vorbim despre alte după priorități. Ce am vorbit despre construcția bugetară pe anul în curs, începem să vedem lucruri tăiate de pe listă. Unele tăiate, în alte părți adăugate. Vreți să vă dau un exemplu? Țineți minte acea licitație pentru tramvaie care a fost contestată, anulată, după care reluată, în fine. În final s-a semnat contractul cu Astra Vagoane, care trebuiau să livreze contra aproximativ 800 de milioane de lei, dacă nu mă înșel. Tramvaiele, atenție, acelea vor veni prin 2023, deci bucureștenii nu vă așteptați să vină tramvaiele mai repede. Ok, bun. Știți însă ce partea pe care o știu mai puțin, bucureștenii? Atenție, acele fonduri din fonduri ale Uniunii Europene, da? O licitație pe fonduri europene. Acel contract a fost suplimentat însă cu un act adițional, un paragraf, atenție, ilegal, pentru că licitația s-a finalizat pe anumite termene și condiții. La acele termene și condiții s-a adăugat un paragraf prin care, invocându-se pandemia, s-a suplimentat suma cu 145 de milioane de lei. Atenție, acei 145 de milioane de lei, de exemplu, sunt din banii noștri. Apropo de un exemplu de bani adăugați acolo unde trebuie. Deci, vedeți dumneavoastră această dublă măsură. Dar, bineînțeles, în același timp, se taie de unde? De la persoanele cu dizabilități. Adică, acea indemnizație, mă rog, acel sprijin pe care noi am înțeles iarăși, mult huliții, PSD-ALDE, am înțeles să venim și să ajutăm persoanele cu dizabilități care sunt bagiocorite de instituțiile statului, pentru că o persoană cu handicap primește, știți cât primește din partea guvernului? Între 30 și 60 de lei, în funcție de handicap, nivelul 1, 2 sau 3. Este inadmisibil acest lucru. Și noi am înțeles, în București cel puțin, să venim cu un sprijin de 500 de lei, care oricum nu este suficient, atenție, dar atât am putut, să venim în plus. Ce s-au gândit să facă? Au tăiat la jumătate. Da, pentru că suntem la finalul primei părți, aș încheia cu dumneavoastră. Aveți încredere că se va reforma, spre exemplu, sistemul medical? Vom vorbi pe partea a doua și despre Planul Național de Redresare și Reziliență, un plan care e băgat undeva la sertar și arătat așa pe părți, eventual. Eu cred că mai degrabă există o lipsă de preocupare în privința sănătății și a confortului cetățeanului din partea tuturor exponenților unui partid. Eu, ca simplu observator, văd că se întâmplă în sectorul 1 la un primar din aceeași categorie, din același partid politic, să paseze spitalele către Primăria Capitalei, să suspende plățile către spitale, vine cu inițiativa desființării unui centru medico-social, adică preocuparea către partea socială este total absentă. Același mod de a aborda lucrurile vedem la primarul general al Capitalei, care nu are în agenda de priorități confortul bucureșteanului, da? Și atunci, cred că mai degrabă, și am văzut Ministerul Sănătății, care a fost girat de același partid. Deci, cred că lucrurile nu trebuie privite în disparat, ci trebuie privite în ansamblul lor. Cred că această doctrină, ideologie pe care o au oamenii veniți din această școală, cred că nu este tocmai pe așteptările noastre. Probabil că vedem lucrurile altfel. Da, din păcate. Dar e clar că cetățeanul și confortul lui, sănătatea, securitatea, integritatea cetățeanului trebuie să constituie prima și cea mai importantă preocupare a oricărei autorități publice. Pentru că, până la urmă, indiferent de proveniența partinică, atunci când te-ai instalat într-un fotoliu de primar sau de ales local, depui un jurământ pentru cetățean, iar de acolo devii servul cetățeanului și nu
domnitorului. Da. Mulțumesc mult pentru participare. Vă aștept ora următoare. Este agitație în țară, este agitație și la Bruxelles. Sunt discuții importante, mai ales că s-au întâmplat lucruri grave în acest weekend. Vă aștept.